Federația Rusă. Vreau să vă informez că pe celelalte subiecte, în ceea ce sunt gereloarea exporturilor, din cele 13 întreprinderi care au fost experți ruși, vitivinicuri, fabrici de vin, care au fost în ultimele săptămâni în Republica Moldova, cred că până la sfârșitul săptămânii curente sau până la începutul săptămânii viitoare va fi luată o decizie, marea majoritate vor fi acceptate. Am avut astăzi discuții cu ei, cu reprezentanții din Federația Rusă, că, de exemplu, Cricova, care până acum nu avea acces pe piața rusă, va primi acces în timpul cel mai apropiat. Eu am insistat în mod categoric pentru Cricova ca combinat de stat și o valoare națională să revină pe piața rusă. În următoarele două săptămâni vor fi din nou experții Rosselhoznadzorului care vor veni pentru a vedea deja lista companiilor suplimentare pentru exportul de fructe și legume.